Mie mi se pare că povestea asta e o istorie turnesol cu ăsta cu falsul preot. Domnule, eu mă bucur de și că a apărut povestea asta și și că are deznodământul care l-au văzut. Oamenii care s-au uitat pe la televizoare aseară au văzut care este deznodământul. Mă bucur foarte mult, domnule, pentru că eu cred că orice român care are ceva în cap, domnule, va începe să fie un pic mai sceptic, pentru că noi românii suntem atât de emoționali încât înfundăm canalele raționale, care scepticismul pe cale rațională se manifestă. Adică, băi frate, ia, Manu, haide să dăm niște imagini de aseară, unde bă, ăsta, falsul călugăr, falsul preot ăsta, și-a pus mâna în cap, precum chelul. Hai să dăm un pic imagini alea, nu mult, că sunt... Acum trebuie să vă recunosc, să fiu sincer. Din păcate, au mai participat și unii oameni la dumneavoastră de acolo, pentru care și noi de prin Guvernul României, dar nu-i treaba mea. Nume, prenume, probe. Acolo la Olimp, la Bunga, și Bunga la Olimp. Informații la Silvan. Uite, domnul Androni, era tot cu tehnica, a fost filmat. Nu mai pot continua povestea. Acolo la Olimp, păi înțeleg că nu era pe terenul dumneavoastră de joc, că dumneavoastră a spus că a fost la un hotel. Da, dar la acest hotel am mers împreună cu domnul deputat a mers la ședință, am rămas singur în cap. Mi-a făcut treaba după aia. Nu ne puteți spune cine erau ăia, pesimiștii ăia și ăla de guvern? Nu mai e treaba de aici. Ce neinspirat ai fost. Dar unde? Acolo la... S-a bucurat prea repede. E chiar naționala de fotbal la România, calificată din top de zon. Hai să lămurim ca să nu lăsăm. Da. Deci omul, ca orice om bolnav, a văzut că nu prea e crezut și a început să supraliciteze. Le-a spus că el este ofițer sub acoperire a unui serviciu de informații și că a practicat amorul între bărbați, amorul de tip homosexual, masculin, tocmai ca să-i provoace pe aia să-i depisteze, că a ajuns și a fost chemat și la Palatul Cotroceni ca să fie întrebat la Palatul Cotroceni de un consilier de stat care urma să-l informeze pe președintele Iohannis cu privire la care au fost partenerii lui de amor homosexual din rândul PSD-știlor, care au fost la nu știu ce au fost, au fost la o frecție de aia, tabără de vară sau nu știu ce. Și că, da, și o mizerie întreagă. Ăsta a fost motivul pentru care l-au chemat televiziunea. Noi am și discutat înainte de a-l chema. Bineînțeles că n-am făcut un stabor general, am mai discutat între noi. Nu, domne, zic, noi știm că este bolnav, nu putem să-i scoatem actele medicale pentru că este o infracțiune, dar cel mai simplu este să se prezinte el, să-l vadă oamenii. Mie mi se pare că din toată povestea asta sordidă, jegoasă, se pot trage două concluzii. Prima concluzie, ce înseamnă ideea aia dementă, useristă, tefelistă a avertizorului de integritate protejat de anonimat? Da, corect. Este... Dom'le, asta da, este... Am dezbătut. Unul ca ăsta... S-ar fi putut duce la DNA, la DICO, și să facă niște denunțuri și denunțurile astea să-și urmeze cursul, iar bolnavul să fie protejat de anonimat. Și după aia tu, om nevinovat, du-te să te ancheteze ăia și disculpă-te. Portocală, da. Și demonstrează-ți nevinovăția, cum le place tefeliștilor să spună. Asta este o... Dar vezi, Mirel, mai trebuie să remarcăm ceva. Revin la subiect. Spune. Păi frate, pentru prima dată în istoria acestui blestemat de SRI care s-a încheiat cu portocală și coldea, bă, un șef de serviciu își cere scuze poporului, mă. Elvin a spus, tu ții de că am scris amândoi atunci, de când a denunțat protocoalele. Păi da? Țara n-a făcut nimic. Acum aș cere scuze pentru aceleași chestii și spune în clar cum se petreceau lucrurile. Și oameni în spate, cu politicieni, cu păduri. Deci spune într-un mod elegant
de discurs, dar spune niște lucruri. Țara iară nu va face nimic. Hai să vezi. Pe Denil ăsta și la avertizori am scris vreo 3-4 texte cu la fel. Deci această invenție într-o țară precum România, fanariotizată, în care orice aici nu e un denunț, astea sunt delațiuni de joasă speță, că pe astea s-au construit dosarele, marile dosare de corupție, care acum toți sunt nevinovați și li se dă verdicte că fapta nu există. Fapta nu există. Nu că e o... Exact. Nu că să poți să suspectezi că a fost o șmecherie avocățească. Nu, domne, fapta nu există. Tavi, dar eu am spus-o în emisiunile tale, unde chiar puteam să vorbesc liber, am spus-o, hai, ăștia care au scăpat cu zile, nevinovați, e ok, au trecut prin suferințe, au ușor revenit, dar sunt, îi număram noi de la o emisiune la alta, ajunsesem la 18 oameni care muriseră, erau în cimitir și nu puteau auzi că judecătorul spune fapta nu există. Nevinovat, exact, au băgat nenorociții ăia acolo de-a Chioveși, au băgat oameni nevinovați în pământ. Într-adevăr, oricât de deșanțat li s-ar părea celor care se uită la noi, o parte, oricât de deșanțat li s-ar părea faptul că noi vorbim bine despre un șef de serviciu de informații, domnule, eu am spus din capul locului, domnule, de acum încolo pe mine nu mă interesează ce face Helvig. A reușit să termine cu Gestapo-ul Coldea Chioveși. Coldea nu se aștepta să fie destituit, se aștepta să fie admonestat, să-i se dea o pălmuță peste degete, că el mai trecuse printr-o chestie ca asta atunci când luase dosarele judecătorilor de la Curtea Constituțională ca să poată să-i șantajeze. A scăpat cu bine, credea că și acum scapă cu bine. Domnule, mi-a povestit cineva care a fost martor la faza respectivă, când l-a anunțat Helvig că e dat afară din SRI, i s-au tăiat picioarele, a crezut că se așează pe scaun, s-a așezat pe lângă scaun, a căzut jos. Ce să-l înjur pe omul ăsta că a făcut așa ceva, la Helvig mă refer, dar repet. Dar vine și reabilitează un serviciu, bă, și cere scuze. Da. În viața vieților României, un șef de serviciu nu și-a cerut scuze. Absolut niciodată. A mai trimis un alt general SRI acasă de urgență odată cu Coldea, pe generalul Dumbravă, care era jurist. Generalul Dumbravă a pus la punct toate aspectele. Exact. Ăla-i dirija pe ofițerii SRI care o ardeau cu procurorii DNA în binom. Ofițeri SRI care se duceau în penitenciare, făceau promisiuni deșanțate unora cu 4 clase săraci care erau acolo cu condamnări definitive, spunea că îi scoate el din pușcărie dacă dau denunțuri. Despre cine? Despre aia pe care vreau ei să-i radă. Că o transformaseră într-un SRL. Dar dacă printr-o întâmplare nefericită, Doamne ferește, nu cred că e posibil. Va veni când ești președintele României. Știi cine va fi primul arestat, nu? Păi, nu știu, ori tu, ori eu, nu știu. Nu, eu cred că domnul Helvig va fi primul care... Bun, da. Da, nu, nu vine, pentru că atunci când... În urmă câteva luni, când se vorbea, domne, va candida, asta este președinte, e bine în sondaje, cineva a avut o discuție cu ea, i s-au povestit de niște zeci de mii de hectare de pământ din Ardeal și a anunțat repede, a zis, nu, n-ai, niet, nou, în toate limbile, nu, nu voi candida la președinție. Iar lui Coldea i s-a recomandat să aleagă să se ducă consul undeva decât în pușcărie. Are totuși bunabil, deși măi, măcar ar trebui reabilitați toți ăștia care au suferit și care au murit, să statul român să le facă o slujbă de iertare, măcar atât, o lumânare să le aprindă. Poți în secolul 21 să fie omorât de statul tău. Dragule, noi știm numai de cei care au fost în dosarele care respective. Știm noi, da. Care știm noi, dar eu pot să spun cazul unui prieten de-al meu, un bun prieten de-al meu, care tot așa a fost arestat, nu vreo 6 luni, la fel, inexistența faptei, omul a fost
secretar de stat. Și trebuia dat la o parte de acolo, pur și simplu, pentru că nu executa niște chestii cerute de Băsescu, întocmai și la vreme. Domnule, lui a murit mama. În momentul în care a fost arestat, biata lui mamă, văduvă-i murise soțul deja, a început o serie dintre astea de atacuri cerebrale. Știi, măcar dacă ar fi luat-o Dumnezeu într-o secundă, Doamne iartă-mă dacă vorbesc cu păcat, da, au început o serie dintre astea interminabile de atacuri cerebrale dintre astea minore, dar însumate, au terminat-o. Dintr-o femeie deșteaptă, profesoară, o femeie inteligentă, ajunsese să nu se mai poată lega la șireturi. Și în cele din urmă a luat-o Dumnezeu, a iertat-o Dumnezeu, a luat-o Dumnezeu și a scăpat-o de suferință. Nu poți să-ți imaginezi, deci când împăstește prietenul ăsta al meu, băi frate, de piatră să fii, te apucă plânsul. Deci a murit pe picioare. Ăștia sunt neștiuți. Câți ani de viață au scurtat nenorociții ăștia doi și sigur... Mai pune și nașterea acestui partid de ratați, USR, care a fost pus tocmai pentru distrugerea brumei de autoevaluare a României. Românul care se mai credea că are o istorie, că are o religie, care nu ar fi trebuit să distrugă toți care sunt acum conectați la USR, ăștia o să reacționeze, eu cred că după discursul, pentru că discursul ăsta e mai mult decât o palmă, e chiar un pumn serios. Eu cred că ăștia vor reacționa într-un fel sau altul, trebuie să fim atenți. Asta cu avertizorii, una, asta ar fi fost în mâna lor o unealtă și este o unealtă îngrozitoare pentru oricine. Și de ei este propusă, de băiatul ăla care și-a luat casa singur, a fost avocat al lui Mazăre. Deci el... Da, de Sterian Ion. De Sterian Ion, care a ajuns într-o vreme chiar ministrul justiției, exact cum vorbeam, în baza unor mari vulnerabilități. Până și-a falsificat actele ca să îi se dea să poată să-și cumpere fără să aibă niciun drept o casă de la ANL. Deci un fals clar vădit. Bun, și atunci când un om politic vorbește despre rădăcini, despre naționalism de bună calitate, despre o altă linie politică, mă? Deci e un program politic ăsta enunțat. Deci asta cred că îi sperie cel mai mult nu pe liberali, care și-ar putea reveni. Ar putea reveni la linia asta, să reincludă în numele lor Partidul Național. De-aia e Partidul Național Liberal. Exact, și să se uite la Partidul ăsta, exact. Da. Atât ar trebui. Dar da. În orice caz, a schimbat cumva Eu aș fi fost de acord cu tine, fără niciun fel de rezerve. Sigur, rezervele mele sunt minime și nici nu contează foarte mult. Dom'le, dacă aș mai fi văzut și alte chestii, deci un lucru pe care aș fi vrut să-l văd ar fi fost ca o modificare legislativă foarte importantă, serviciile de informații să nu mai poată desfășura activități economice. Adică da, să nu mai poată să-și facă ei SRL-urile alea, pentru că nenorocirea de acolo a plecat. De la concurența neloială făcute de firmele serviciilor de informații firmelor normale. Dom'le, adică suntem totuși o economie de piață, nu o economie de piață securistă. Da. De asemenea, aș fi fost foarte încântat ca pur și simplu membrii de partid să nu poată să-și facă masterate la instituțiile de învățământ superior ale serviciilor de informații. Pentru că ia, uite-te tu, ia orice parlamentar vrei tu la ghici, ca la loz în plic. Și ia să-l vezi, toți sunt cu masterate așa. Ori la Institutul Național de Informații, adică la SIE. Ori la Institutul Diplomatic, adică la SIE. Ori la Colegiul Național de Apărare, adică Direcția de Informații Militare. Băi, unul nu găsești cu un masterat. La conservator, la arte plastice, la politehnică.